Salutare, cocolișilor, și bine v-am regăsit la încă un episod din seria voastră preferată în care mă joc eu singură. Și știți ce se întâmplă atunci când Cocos Cristina se joacă singură, toca boca? Ei bine, prima oprire pe care putem să o facem este la shop. Aici să vedem. Pentru că mi-ați spus în comentarii că ați vrea să facem casa lui SpongeBob și eu țin minte, mă, că noi nu am cumpărat aici casa lui SpongeBob, așa este, nu? Deci țin minte că era pe aici pe undeva chestii cu SpongeBob și eu n-am vrut să le cumpăr la un moment dat. Și acum voi vreți, hai să vedem unde sunt. Deci eu mă uit aici. Așa, deci am găsit aici, nu este casa de cumpărat, va trebui să o facem într-o casă de-a noastră, dar este toată mobila și uitați cât costă, mă, 15,99 lei, deci Felix... Felix, îmi pare rău, dar n-avem încotro, cocolic și au vrut, noi trebuie să cumpărăm. Mamă! Bă, dar eu de ce n-am cumpărat până acum ăsta? Pentru că chiar e foarte fain. Mi s-ar potrivi și mie. Ia uite ce tapet șmecher. Ia uite de ce frumos e tot, avem și tobogan. Și putem să facem aici oameni să fie sirenă și pești. Mamă, ce chiuvetă faină! Haide, mă, să cumpărăm, mă! Acum că am cheltuit atât de mulți bani, este timpul să vedem în ce căsuță o să-l punem noi pe SpongeBob. Mă, în ce căsuță să-l punem? Eu aș zice, să vedem, știți că ni s-a dat update și asta era casa lui Barbie și acum casa lui Barbie e goală. Așa că, deci eu țin minte că nu mai avem nimica aici. În caz de Barbie s-a mutat din casa asta, aș vrea să punem aici să facem casa lui SpongeBob pentru că, ia uitați, e totul gol. Avem plajă, deci așa este că este locul cel mai potrivit. Mă, să știți că este bine. Până la urmă, Barbie a stat aici o perioadă, dar probabil ori nu și-a mai permis chiria, ori s-a mutat într-o casă mai șmecheră, voi ce credeți? Hai să vedem aici chestiile noi, mă! Uite, ăsta este pătuțul lui SpongeBob! Unde se face, mă, pătuțul lui SpongeBob? Ia să vedem, deci... probabil o să facem și o baie și aici o să fie ultima baie, să nu intri chiar în baie când dai cu capul, nu? Și să vedem ce mobil avem aici. Să începem cu salonul. Acum vreau să spuneți care dintre voi se uită la SpongeBob. Pentru că eu, sincer, când eram la facultate, chiar mă uitam în fiecare seară la SpongeBob și mi-a plăcut super tare. Uitați, avem aici niște mobilier. Deci eu vreau să folosesc acest mobilier. Este foarte fain din bambus. Măi, SpongeBob, măi! Dar ia uitați aici și ce fotoliu uriaș are ăsta, bă! Bă, mie mi se pare că e foarte bogătaș. Ia uitați și voi. Hai să punem așa aici, să fie foarte frumos. Cred că Barbie ar fi puțin geloasă pentru acest lux. Deci, efectiv, este lux aici. Chiar dacă nu este roz, este lux. Hai să punem și asta aici, mă, să-ți pui piciorușul așa. Hă? Merge? Uite așa, să-ți pui picioarele. Du-te, mă, SpongeBob! Ai și plante! A, ce drăguț! Avem plantă în formă de Squidward, asta e genială. Băi, deci nu vine să cred. Eu consider că am făcut o treabă foarte bună, că am cumpărat această chestie. Ia uitați, avem această lampă foarte drăguță. O să o punem, dacă ne lasă, uite chiar aici. Uite așa. Și avem și lumânărele. Este foarte faină tematica asta. Mamă, ce faină și chestia asta. Avem și șemineu. Și ceas dintre ăsta, hai să-l punem, uite, hai să punem, uite aici, cesulețul ăsta și hai să punem și emineul ăsta, uite, pe peretele ăsta, uite aici. Bă, deci nu vine să cred, o să-i dăm și drumul. Avem și hamac și acvariu, bă, SpongeBob, mă, tu o duci chiar foarte bine, o duci. Și ceasul ăsta, hai să punem ceasul ăsta în altă parte, uite, hai să-l punem, ăsta este ceasul cu Gary, o să-l punem undeva pe aici. Și asta este alarma lui. Vai, nu cred. Trebuie să-i facem și dormitorul. O să-i facem... Dar nu știu unde îi mai facem și dormitorul, mă, pentru că trebuie să faci și bucătărie. Deci casele astea din Toca Boca, trebuie să te gândești. Ai baie? Dacă ai baie, nu mai ai bucătărie. Dacă ai bucătărie, nu mai ai dormitor. Pentru că sunt puse destul de ciudățel. Acum eu aș vrea să vedem ce fel de rafturi are SpongeBobiță. Oh, cam faine. Cam faine. Ia să vedem. Hai să-i punem, mă, dormitorașul, că are și el nevoie. Dar acum, ce fel de pat să-i punem, ăsta sau pat dublu? Nu știu ce să vă zic. Hai să punem și noi pe ăsta, că ăsta pare cel care îl are el în dormitorul lui. Uitați așa. O să intrăm direct în dormitor. Sper să nu se supere nimeni. Aveți vreo idee mai bună să intri în salon, în prima dată în salon și după aceea în dormitor? Eu am zis că să lăsăm acolo să fie dormitorul.
salonul pentru că are faină ieșire la terasă. Ce noptieră să punem noi? Asta este cam drăguță și aici o să punem ceasul cu alarmă care îl trezește pe el în fiecare dimineață să se ducă la lucru. Dar stați mă că am greșit, trebuie să punem partea asta ca tot sunetul să-i vină în ureche aici, știți? Și aici o să punem ceasulețul, uite așa. Și o să mai punem încă o noptieră să fie drăguț aici, să aibă el două. Și pe asta poate punem o plantă. Ia să vedem noi ce plantă. Deci era aici o plantuță. Am să-i pun pe asta să facem așa mai colorat. Ia să vedem, uite-te ce drăguț. Ce idee faină, dar eu acum îmi dau seama că noi nu am pus aici tapet și pe jos. Uitați, vreau să-i pun așa, dar eu, ce culoare are el în dormitor, mă? Hai să vedem, poate totuși facem, uite, salonul să fie cu galben. Dar să-i facem tot cu galben, nu? Și în baie să-i facem cu ăsta. Sau nu, nu mă, parcă în dormitor avea, uite așa. Deci eu m-am uitat de mult. Uite, așa o să facem dormitorul, așa o să fie salonul. Și baia, să vedem noi ce culoare să facem, mă, la baie. Să fie așa. Ca și cum a făcut duș și s-au aburit aici pereții. Bă, ce tare, ui, băi, foarte, foarte, foarte cute. Acum, aș vrea să mai punem și pe jos ceva. Care credeți voi că se potrivește cu SpongeBobiță? Ce să-i punem aici în, pe jos în dormitor? Ia uite-te, să-i punem parchetul ăsta? E cam fain. Ăsta se potrivește mai bine? Da. Și aici, ce punem? Tot un parchețel. Parchețelul ăsta să fie peste tot și în baie să punem altceva, dar ce s-ar potrivi în baie? Ia să vedem. Asta este cam prea rafinată, nu. Vreau să fie ceva hazliu. Nu știu ce să-i punem, dar aș vrea să fie hazliu. Hai să-i punem parchetul, dar nu, că mi-e căludă. Îi punem cu roz. Mă, nu știu, dar nu prea am dat așa iz de SpongeBob. Poți să-i punem cu verde. Uite așa. E cam drăguț. Nu-mi vine să cred că de repede am mobilat aici chestiile. Are nevoie de covor ca să nu-i fie frig la piciorușe, mă. Hai să vedem aici ce covor așa avem. Eu aș zice să-l punem pe ăsta, că se potrivește cu patul. Uite așa. Și când se trezește SpongeBob, să se pună cu piciorușele aici. Știți că el are garderobă. Da, și eu aș zice să vedem aici orice dulap să punem. Să punem ăsta sau să-i punem... Unde mai erau dulapurile alea? Aici la rafturi. Uite aici aș vrea. Poate putem să-i punem niște hăinuțe, mă. Știți că el are fix aceleași haine peste tot. Deci el n-are altceva. Îmi place foarte mult. Ați avut o idee foarte bună să facem cu SpongeBob. Asta este draperie? Asta este draperie de pus la geam? Mă, dar nu, n-aș pune-o pentru că parcă e mai fain să vezi toată frumusețea de pe geam, să vezi peisajul. Acum, ce am putea noi pune? Poze cu el și cu prietenul lui. Uite, am putea să punem... Ce să punem? Hai să-l punem, uite, aici, deasupra șemineului, pe el și pe Patrick. Ce drăguți! Și ar trebui să mai punem undeva, dar să vedem unde să mai punem noi niște poze și niște chestii. Ar fi amuzant să-l punem și pe Squidward, nu? Nu cred că are. Hai, trebuie să-l punem pe Gary. Uite, o să-l punem aici pe Gary. Așa. Și aș vrea să mai punem niște poze. Uite, multe, multe, multe. Stai să vedem dacă încape. Asta cred că e cam mare. Hai să vedem unde putem să punem, mă, că nu prea avem așa mult spațiu. Uite, cred că o să facem în felul următor. Aici o să-l punem pe Gary. Uite aici așa. L-ați văzut? Că aici încape. Mă, simt așa de un designer șmecheros. Și aici o să-l punem pe SpongeBob. Chiar dacă nu încape perfect, arată destul de bine, uite așa. Și mai trebuie vreun tablou pe undeva ăsta să-l punem puțin mai sus ca să mai punem și alte decorațiuni. Și cred că o să mai punem și pe la baie ceva cu Patrick, nu știu. Hai să vedem ce decorațiuni mai punem. Bă, dar nu are bucătărie, săracul! Mi-a dat seama că nu are bucătărie! Poate facem aici o bucătărie gen open space. Poate facem aici așa un colțișor de bucătărie, mă. Ia. Deci aici are el dormitorul, care e destul de mare. O să vedem ce mai punem acolo. Și aici la salon n-are nevoie de atât de multe. Așa este. Ia să vedem. Poate micșorăm așa puțin ca să-i facem gen loc și pentru bucătărie și pentru salon. Hai să-i punem aici un covoraș. Am să-l pun pe acesta. Nu, hai să-l punem pe la comov, că parcă cred că dă mai bine.
Uite așa, îmi place că totul e super colorat și vreau să pun altă măsuță aici. Hai să vedem ce măsuță avem unde e la bucătărie. O măsuță mică, mică, ce frigider fain! Asta e măsuță faină! Bă, dar e cam mare! Să o punem pe asta? Nu știu ce să zic. Hai să vedem covorul. Aici o să și mănânce cina. Are și birou? Hai să-i punem un birou aici în cameră la el. Uite aici. Îi punem un birou în care el își numără banii când își ia salariu. Ia uite-te. Are și birouaș, mă, ce drăguț! Doamne, dar îmi place, nu știu de ce, dar îmi place așa de mult că totul este super copilăros. Cred că putem să punem aici bucătărioara. Hai să vedem noi ce bucătărioara are. Bă! Bă, ce bucătărie e asta, bă! Are și chiuvetă, mă! Și, doamne, dar nu prea are spațiu, mă! Nu știu cum să ne facem. Faza este că are mobilă foarte faină de bucătărie. Cred că o să facem afară. Uite, barul ăsta putem să-l punem afară, știți? Să, nu știu, să dea petrecere aici, gen. Uite, o să punem ăsta așa și o să punem, dacă avem, și niște scăunele de bar. Ia să vedem, sunt scăunele de bar. Care să fie astea? Uite, punem aici două. Unul și încă unul. Ha-ha! Când are el invitați. Și aici putem să punem multe cocktailuri și Krabby Patties. Ia uite-te. Uite, punem aici sosuri. Asta se vinde pe plajă. Ia uitați. Bă, nu știu exact care e faza cu astea. Eu mă așteptam să fie Krabby Patty-uri, știți? Dar putem să punem și ceiulețul ăsta, că nu știu, e cam fain. Uitați așa. Mamă, ce drăguț. Și pe plajă putem să mai punem și alte chestii, dar mă întreb oare ce. Ce fain e asta, statuia asta. Mamă, ia uitați ce drăguț este aici. Este cam șmecheroasă treaba, așa este. Și ce palmier de bogătaș, de ăsta nu-i pentru el. Este, uite aici, el este foarte gospodar și o să punem astea, uite aici, pentru că lui place foarte mult să facă treabă, știți, și să ude și să toate alea, să aibă grijă. Ce putem să-i mai punem aici? Niște decorațiuni, uite cam așa. Arată foarte bine, niște luminițe mi-ar fi plăcut foarte mult să punem, dar nu avem. Mamă, hai să punem și niște coral din ăștia. Știu că ar trebui să fie undeva sub apă. Dar îi punem aici, știți? Facem ca și cum ar fi sub apă. Uite, ceva de genul. Hai mă, copacule. Stai să-l punem copacul poate aici, undeva în spate. Ne lasă să-l punem, uite acolo. Deci ăștia sunt copaci care stau sub apă. E cam și șmecheră treaba. Uiteți, am adus aici și am făcut ca și cum toată lumea asta este în apă. Și putem să-i punem aici chestiile astea. Să știți că îmi place foarte mult. Asta se poate pune aici? Oh, ce drăguț! Dar după aia nu mai vezi marea. Hai să punem așa vreo două. Uite-te, cam așa. Sau numai una. Deja încep să mă simt designer-arhitect. Și aici ce să mai punem? Corale ăștia. Ce mari! Mamă, nu se mai vede nimica de ei. Stai să luăm chestia asta. Că mai degrabă punem așa, că mi se pare mai frumos. Ia uitați. Are aici design frumos. Este plăcut. Este sub apă și deasupra apei în același timp. Iar aici este în casă. Ce credeți voi că ar trebui să mai punem aici? Deci cu bucătăria stăm puțin cam prost, pentru că nu chiar avem atât de mult spațiu. El gătește mai mult la lucru și mănâncă acolo. Dar totuși, dacă îi se face foame și acasă, o să-i punem aici o bucătărioară, dar e cam mare. Nu știu, nu știu, nu știu. Parcă nu-mi vine. Să lăsăm fără... Dar băi, el... Nu că el este un SpongeBob curat, el are nevoie să facă duș. Hai să vedem ce arată mai bine. Arată mai bine bucătăria sau baia? Că trebuie să facem aici niște compromisuri. Mă, dar vreau și eu să fac baia aici în cadă asta așa de șmecheră. Nu vi se pare că e cam fain dușul ăsta? Și să vedem ce chiuvetă are. Mamă, SpongeBob, dar ce lux ai la tine acasă! Stai mă, că după aceea nu mai avem să-i punem toaleta. Asta e faină, asta e luxoasă. Atunci o să facem în felul următor. Punem aici asta și punem toaleta, uite aici. Sau nu? Punem chiuveta aici și toaleta aici. Bă, nu știu exact cum să facem. Uite, hai că facem ceva de genul. Uite așa. Acum îi trebuie și un covoraj, nu? Ca să nu înghețe piciorușele. Hai să punem și un covoroșel ăsta. Uite așa. Așa, ca să, atunci când iese din duș și când stă la chiuvetă, să-i fie căldus la picioare. Uite, cam așa. Arată chiar foarte bine.
Niște rafturi de baie, vrei SpongeBob să-ți pui tu aici niște, niște chestii? Ia uite, te putem să punem pe ăsta aici, dar e cam, nu este chiar foarte modern, așa că poate totuși mai găsim, găsim noi ceva mai bun. Ia să vedem, aici este ceva mai bun pe care putem să punem? Nu. Ce se mai pune, mă, la baie? Eu cred că are nevoie de chestii faine. Ia să vedem aici ce e. Nu, nu putem să facem așa murdar, pentru că toată lumea știe că este super curat la SpongeBob acasă. Are nevoie, de ce are nevoie? Bă, asta este la Mr. Krabs acasă. Ia uitați, hârtie igienică de bani. Asta e tare și șmecheroasă treaba. Hai să o punem în partea asta. Un prosop ceva n-are și omul ăsta? Hai să punem asta, uite-te. Să se dea și el cu parfum. Să miroase frumos când merge la lucru. Ce drăguț. Oglindă mi-am dat seama când are. Hai să o punem pe asta. Uite-te, mutăm asta mai sus și punem aici oglinda. Uite, cam așa. Trebuie să facem puțin aici niște schimbări ca să ne permită spațiul. Uite așa. E cam foarte, 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 foarte drăguț. Dar periuță de dinți n-ai, mă? Ar trebui să ai, mă, ca să te speli pe dinți, ai grijă de tine. Unde este periuța de dinți? Unde e? Uite, 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 uite. Hai să o punem galbenă. Aici. Este! Și pastă. Asta, pentru dinți perfecți albi. Deci, mie îmi place foarte tare de SpongeBob pentru că el este mereu pozitiv, este plin de viață, este harnic, este un prieten foarte bun, optimist, nu știu, chiar este un exemplu foarte bun SpongeBob. Am putea să-i punem și un televizor. Hai să vedem unde punem televizorul. Hai să-l punem, uite aici. Uite așa. Să se uite. Așa. Și faza este că n-are bucătărie, mă, deci nu știu cum să facem faza cu bucătăria. O, ce fain e asta, să facă și el o fotografie. Uite, putem să-i punem, uite aici. Dar nu, la el pe noptieră. Hai să-i punem aici pe pat. Așa. Și cred că ar trebui să mai punem ceva, niște decorațiuni. Uite cu care face el baloane. Punem aici. Mamă, ce drăguț. Și asta ce decorațiune este? Asta zici că e un fel de lampă. Asta... Ba, nu! Asta putem să punem așa că plutește. Știți că ele sunt în apă. Uite-te, hai să le punem, uite așa. Mamă, ce drăguț. Nu știu unde sunt hainele. Nu știu ce sunt chestiile astea, dar vreau să-i le pun aici pe birou. Uite așa. Să aibă și el chestia aici pe birou, să se simtă bine. Astea sunt pentru copilași. Pentru copii prea mici. Uite, de aici cred că trebuie să iau. A, uite-te, astea nu-i trebuie lui, dar îi trebuie astea. A, uitați că el este foarte serios și el își face aici temele. Uite-te, cu galben. Ce drăguț! Și capsatorul ăsta e foarte fain. Măi, oameni buni, cred că ar trebui să pun și niște cărți, pentru că el citește mult. El este un băiat foarte de treabă. Și uite-te, punem aici cărțul lui. Așa. Și să vedem ce mai punem aici. Nu știu ce mai încape aici. O scrisoare. O scrisoare foarte drăguță. O punem aici pe care urmează să o citească. Dar are nevoie de un scaunel la birou. Așa este, oameni buni. Hai să vedem unde sunt scaunelele. Cred că sunt aici la bucătărie. Un scaunel de birou. Care să fie ăsta? Uite așa, pe care l-am pus și afară. Arată super cute! Dar nu știu cum face cu bucătăria, mă. Deci am nevoie neapărat de ajutorul vostru. Uite, trebuie să-i punem și spatulă. Știți că el are nevoie neapărat de spatula asta. Nu știu cum facem cu bucătăria. Putem să-i punem doar un frigider. Pentru că el gătește la lucru. Și își ia mâncarea cu el de la lucru. Uite, punem aici tabloul ăsta și ăsta nu-i mai punem. Așa. O să facem în felul următor. El își gătește foarte mult la lucru și și-a mâncare de la lucru. N-ar rost să mai gătească și acasă. Așa este? Dacă a gătit suficient de mult. Uite, chestia asta am putea să punem. Să punem aici pe terasă. Uite aici, că atunci când bate vântul. Uite aici. Așa. Să facă zgomote frumoase. Putem să dăm oare drumul la foc? Ia să văd dacă mă lasă. Iee, ce romantic, dăm drumul și la televizor. Oh, ce fain. Și deschidem frigiderul, frigiderul e gol. Deci va trebui să punem multă mâncare în frigider. Dar faza este că eu aș fi vrut să pun mai multe decorațiuni. Deci nu știu, parcă simt. A, uite, trebuie să-i punem și pentru Gary. Uite, punem aici la Gary. Aici, Gary este melcușorul lui.
este animăluțului de casă. Parcă simt nevoia să mai punem niște plântuțe. Uite, de exemplu, asta aici, că e foarte, foarte drăguță. Stați că era să iau covorul. Și aici, pe șemineu, simt nevoia să punem ceva. Dar ce să punem noi? Să punem planta asta? Uite așa, și astea le punem mai sus? E cam drăguț. E cam super mega drăguț. Asta este băița lui. Uite așa. Îmi place. Aici este salonul. E foarte, foarte drăguț. Așa este. Aici este dormitorul. Și trebuie să-i punem un pătuț și lui Gary. Hai să vedem unde este pătuțul pentru Gary. Uite, eu zic să punem ăsta. Ăsta, uite așa. Gary doarme aici, la picioare. Uite așa. Ce drăguț, măi! Îmi place mult de tot! Și faza este că... Hai să vedem. Știu că la un moment dat îl aveam pe SpongeBob. Dacă nu-l avem aici, vă rog frumos să-mi spuneți voi unde este. Pentru că chiar aș vrea să-l aduc. Să se bucure. SpongeBob, unde ești? Ascunzi? Bă, unde ești? Ia să vedem. Dacă nu îl găsim acum, poate putem să-l facem, dar eu nu mai știu unde mi-am pus toate costumațiile. Vă rog frumos să ne spuneți care este faza, unde îl găsim pe SpongeBob. SpongeBob, unde ești, mă? Poate putem să-l și facem. Dar faza este că eu am făcut această căsuță și sunt foarte mândră. Nu-mi vine să cred că într-un episod am reușit să facem atât de mult. Ia uitați și voi cât de fain e. Deci este superb. Mai trebuie doar să-i punem aici... Hai mă, hai, eu cred că nu vrea să vină din cauza că nu are aici de mâncare. Hai să-i punem de mâncare repejor. Deci eu am stat toată ziua la lucru și am muncit și chiar vreau să am de mâncare când mă întorc acasă. Uite-te, vreau să am sosuri, vreau să am cartofi, vreau să am mâncare gata făcută. Pentru că eu am muncit mult. Ia uitați. Uite așa. Aici... Ce mai avem? Mamă, ce drăguță-i! Hai să punem asta cu ceai, uite aici. Ca să servească el când vine cineva la el. Ce fain e și ceainicul ăsta cu inimioare. Am găsit! Am găsit ăsta. Krabby Patty-ul ăsta o să-l punem aici. Deci cam asta mănâncă SpongeBob. În congelator nu știu ce aș putea să-i pun. Aveți idee ce am putea să-i punem? Faza este că nu mai pot să mai închid frigiderul. Bă, frigiderule! Așa! În congelator nu știu ce am putea să-i punem. Lasă că mai vine el cu mâncare de la lucru. Este genial! Nu-mi vine să cred ce frumos am făcut! Vă rog frumos să-mi dați notă. Sincer, este foarte copilăresc. Totul este foarte vesel și colorat așa cum îmi place mie. Și nu-mi vine să cred cât de fain a ieșit. Ce notă primesc? Vreau să-mi scrieți în comentarii ce vreți să mai facem în episodul nou de Toca Boca. Iar noi ne vedem data viitoare. Pa!